cu o rată de infectare cu COVID-19 de 28,1 la 1000 de locuitori, Comuna Brănișca deține un nedorit prim loc pe țară la acest capitol. Situația se datorează unui focar de infecție la Centrul de Îngrijire și Asistență din Comună și a pus autoritățile locale pe jar. Am luat măsurile în care prin comună se umblă cu masca, de asta de câteva zile. Deci la noi, dacă veniți, toată lumea e cu mască și pe drum. Nu s-a restricționat micuțele magazine care sunt, deci populație mică, adică omul ne înțelege. Spunem, la noi este centru CIA-sosta de îngrijiri, unde sunt toți bolnavi, am înțeles. Eu n-am informații cât sunt acolo și de mi-a apărut situația asta cu pas, că nu ne dă nimeni niciun... Pe mine nu știu, eu ca prima nu știu cine e bolnav. Datele sunt secrete, le știe numai DSP-ul și MEI-ul. La nivelul instituțiilor județene cu abilități în stoparea răspândirii noului coronavirus, situația este cunoscută, fiind ținută o evidență exactă a bolnavilor din centru și al celorlalți locuitori ai comunei. Prefectul de Hunedoara, Călin Marian, crede că pe această temă s-a creat un scandal artificial și anunță că lucrurile sunt sub control. Da, într-adevăr, avem o incidență mare și chiar s-a făcut un subiect de presă pe Comuna Brănișca din județul Hunedoara, unde exista o incidență de aproximativ 30 la 1000. Această incidență este datorată faptului că există o instituție pentru oameni în vârstă în acea localitate, unde acolo a fost un focar. Sunt 45 de cazuri cu COVID-19, din care 37 sunt la acea instituție. Deci nu este un pericol major pentru întreaga localitate a Brănișca, pentru că se monitorizează în permanență persoanele în vârstă care sunt în acea instituție. Adel Ștef, primarul din Brănișca, spune că nu primește informații oficiale legate de acest aspect și nu își dorește ca localitatea pe care o administrează să intre în carantină, așa cum a fost cazul cu Comuna Zam, mai ales că focarul este izolat. Acesta mai susține totodată că la așezările rurale, care au o populație mică, incidența crește foarte ușor, dând exemplul Comunale Lese, unde, cu 8 persoane infectate, rata este de aproape 23 la 1000 de locuitori. Brănișca, Deva și ăștia care avem rată mai mare, nici n-apărăm. Nu știm ce măsuri să luăm. Probabil ne bagă în carantină, că și Zamu. Și pe noi ne aduce jandarmii și ne pune aici. Și cu toate că noi avem izolați acel centru de îngrijire a persoanelor în vârstă, este izolat. Nu iasă pe drum, nu pătrunde nimeni și a fost izolat. Acolo probabil s-a întâmplat, nu pot să-mi imaginez, DSP-ul trebuie să stabilească cum s-au virusat. Apare incidență foarte mare sau lelesele, care sunt sau... 400 de acolo, dacă s-au văzut 2, au ieșit pozitivi, se duc pe rată mare. Da, da, mie, da. Dacă mi-au ieșit 430 și ceva pe căminul spital, atunci îți dai seama că e toată comuna. Dar acel centru este izolat. Dar el este raportat la comună. Și ne închide pe toți. Adică ce să facem? Asta este legea. Prefectul de Hunedoara a declarat că nu se pune problema carantinării comunei Brănișca, punând astfel capăt zvonurilor care au creat o furtună într-un pahar cu apă. De asemenea, Călin Marian a precizat și că la Zam incidența a scăzut simțitor, fiind acum de sub 6 la 1000, iar în acest caz nu mai sunt motive ca localitatea să mai rămână de vineri în carantină. Erau zvonuri cum că s-ar carantina total localitatea Brănișca. Nu se va carantina, s-a făcut o analiză de risc din partea Direcției de Sănătate Publică și s-a stabilit foarte clar că nu se va lua nicio măsură în acest sens. Dacă tot sunt la carantină legat de Comuna Zam, s-a prelungit, a mai scăzut incidența, sunt șanse să mai fie prelungită carantina? A mai scăzut incidența, dar s-a prelungit pe încă 7 zile ca să fim siguri că toate măsurile care se iau vor fi benefice localității respective. În județul Hunedoara, rata de infectare continuă să fie ridicată, fiind de 6,31 la 1000 de locuitori, dar ritmul de creștere nu mai este atât de ridicat. În județ sunt 21 de localități cu incidență de COVID mai mare de 6 la 1000, printre acestea fiind și municipiile Deva și Hunedoara, Petroșani și Brad. De asemenea, sunt 29 de așezări cu rată mai mare de 3 la 1000 de locuitori, restul localităților urbane din județ, mai puțin Călanul, unde incidența este mai mică, dar și trei comune, Bănița, Bătrâna și Bunila, în care nu se înregistrează cazuri de COVID-19.